Psalmul 23, am văzut dimineață, începe și se termină cu o serie de afirmații care sunt un fel de cauză și de efect și creează într-un fel o paranteză, o grupare. Psalmistul vrea ca să ne pornească de la prima afirmație și să ne conducă în gândirea noastră și în practica noastră până la ultima afirmație, afirmația care este cumva o declarație de victorie peste viața aceasta, peste viața viitoare. Aceste două afirmații din versetul 1 și ultimul verset sunt acestea: Domnul este păstorul meu și ca atare efectul nu voi duce lipsă de nimic sau nu-mi lipsește nimic. Și concluzia este, da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele sau, dacă mergem pe o traducere mai literară, voi locui în casa Domnului pentru totdeauna. Întrebarea care aș vrea ca să ne-o punem și la care să răspundem și să răspundem nu doar prin gândirea noastră, ci să răspundem prin acțiunile noastre, prin rugăciunea noastră și prin trăirea noastră. Întrebarea mea pentru această seară este: ce facem când această realitate nu este prezentă în viața noastră? Ce facem când această realitate nu este prezentă în viața noastră? Ce facem când ducem lipsă de ceva? Ce facem când simțim lipsuri? Când simțim nevoi, când avem dorințe neîmplinite, ce facem când nu suntem în această stare de pace și de liniște care o descrie psalmistul și care este de dorit? În mod practic, ce facem? Cum ne gândim despre aceste lucruri și cum acționăm în lumina acestor adevăruri? Mi-e frică că suntem prea teoretici. De aceea și duminica trecută, seara, am vrut ca să fim mai practici și aș vrea și în această seară să fim mai practici în rugăciune și mai mult de atât în trăirea noastră și vreau ca să tratăm aceste probleme din nou, să trecem din nou prin aceste aspecte din punct de vedere practic. Răspunzând la această întrebare, ce trebuie să fac? Dacă nu am starea aceasta care o descrie psalmistul, dacă nu-mi este suficient faptul că Dumnezeu este păstorul meu, dacă nu am fericirea aceasta care o descrie David, ce trebuie să fac? Și pe scheletul acestui psalm, care am văzut dimineață, ne dă mai multe puncte de reper, le-am văzut că sunt felul în care Dumnezeu lucrează această realitate în viața noastră. Nu ne prezintă doar realitatea și spune, uite, așa ar trebui să fii, ar trebui ca Dumnezeu să fie suficient pentru tine și ar trebui ca să fii copleșit de fericirea care vine printr-o viață răscumpărată, descurcă-te. Dacă nu ești așa, îmi pare rău. Și ne prezintă o hartă prin care să ne ghidăm ca să ajungem ca viața noastră să reflecte ceea ce psalmistul ne spune că ar trebui să fie. Domnul este păstorul meu și nu duc lipsă de absolut nimic. Dar ce facem când Dumnezeu nu este totul pentru noi? Ce facem când nu avem fericirea deplină a mântuirii? Și fiecare dintre noi, când vine vorba de viața noastră, știm unde sunt aceste lacune și știm care este starea noastră și care este atitudinea noastră. Știm dacă Dumnezeu este totul și dacă nu mai ducem lipsă de nimic sau știm dacă încă sunt multe lipsuri în viața noastră. Fiecare dintre noi știm dacă suntem copleșiți de această bucurie și de această fericire sau dacă suntem tot timpul nemulțumiți și dacă suntem tot timpul apăsați. Răspunsul nu este extrem de filosofic, răspunsul nu este extrem de complicat, răspunsul este extrem de simplu. Facem ce putem. Facem ceea ce stă în capacitatea noastră de a face, facem ceea ce ne poruncește cuvântul lui Dumnezeu și așteptăm. În acea postură așteptăm ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Dar țineți cont, nu așteptăm ca Dumnezeu să lucreze
și după aia să facem ceva. Adică stăm și zicem, dacă Dumnezeu va lucra, atunci o să fac și eu ceva. Pentru că Dumnezeu deja a lucrat. Și pentru că Dumnezeu deja a făcut ceva în viața mea și în viața voastră, deja a revărsat atâta har peste noi încât este imăsurabil. Problema noastră ca și copiii lui Dumnezeu, problema noastră ca și biserica lui, nu este că Dumnezeu nu lucrează în viața noastră. Problema noastră este că noi nu vrem să beneficiem de toate lucrurile minunate care le-a lucrat deja în viața noastră. Ne așteptăm ca Dumnezeu să facă ceva, dar Dumnezeu a făcut deja totul pentru noi. Problema noastră este nu doar că nu facem nimic, că nu lucrăm, ci problema noastră este că deseori lucrăm împotriva lui Dumnezeu. Ne zbatem din toate puterile noastre și ne consumăm toată energia noastră ca să mergem în direcția opusă decât în direcția în care ne-a poruncit Dumnezeu să mergem și după aia ne întrebăm de ce nu sunt lucrurile în viața mea cum le descrie psalmistul. Câteva repere practice, 4 repere practice în viața noastră, în viața mea, în viața fiecăruia, care cred că ni le prezintă psalmistul și cred că sunt o hartă ca să ne ghidăm după voia lui Dumnezeu în așa fel încât să acționăm în viețile noastre ca să ajungem la această stare. Aceste 4 repere care aș vrea ca să le prezint foarte succint și să trecem la rugăciune, să trecem la rugăciune înaintea Domnului și mai mult de atât să trecem la acțiune. Sunt cuvântul, rugăciunea, sfințenia și slava lui Dumnezeu. 4 aspecte practice în viața noastră. Cuvânt, rugăciune, sfințenie și slava lui Dumnezeu. Cuvântul este un principiu foarte simplu și foarte practic și ușor de înțeles. Merge cam așa. Dacă ți-e foame, mănâncă. Ați înțeles? Dacă ți-e foame, mănâncă. Ca și principiu toți înțelegem. Când ne este foame, când trupul nostru ne dă semnale că ne este foame, adică ne doare stomacul, ne doare burta, simțim tot felul de lucruri că se întâmplă în organismul nostru, știm în mod instinctual că trebuie să mâncăm și mergem și mâncăm. Dacă ți-e foame pentru ceva, dacă la afirmația psalmistului că Domnul este păstorul meu și nu duc lipsă de nimic, nu poți ca să exclam și tu, nici eu nu duc lipsă de nimic, înseamnă că ți-e foame. Poftele acelea, dorințele acelea, nesatisfacerile acelea care le simți în stomacul tău, al sufletului, dacă vrei să vorbim. Este sufletul tău care se manifestă și îți comunică că ți-e foame pentru ceva. Îți lipsește ceva, tu ai impresia că sunt acele porniri sau dorințe. Dar de fapt sufletul tău are nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Mi-a spune, dar frate, eu mi-e foame, dar eu nu vreau cuvântul, eu vreau altceva. Mie nu mi-e foame după cuvânt, mie mi-e foame după viață, după distracție, după bogății, după ambiții. Nu-i problemă dacă ți-e foame după acele lucruri. Hrănește-te totuși cu cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă nu crezi că vrei cuvântul. Ceea ce crezi că vrei și ceea ce îți spune sufletul tău că ai nevoie sunt două lucruri diferite. Ceea ce simți în lăuntrul tău, ca și acea macinație, acea zbatere lăuntrică, este un semnal de la Duhul tău că ai nevoie să te hrănești din cuvântul lui Dumnezeu. Dar pentru că natura mea și natura ta este păcătoasă, ea se manifestă prin alte porniri și alte dorințe și altă foamete pentru lucruri care n-ar trebui să le dorim. Dar dacă le simți, este un semnal clar pentru tine că îți lipsește hrana spirituală. Sufletul tău este înfometat și încearcă în disperare să-și găsească hrană oriunde poate el. Dar pentru că nu-i pui pe masă cuvântul lui Dumnezeu, el merge altundeva. La distracție, la divertisment. Frate, dar
înțeleg și principiul face sens. Când simt că mi-e foame, când simt că trupul, că sufletul îmi cere, îl hrănesc cu cuvântul lui Dumnezeu, dar frate, nu-mi place cuvântul. Nu-i problemă. Bagă în gură, mestecă și înghite pentru că este spre binele tău chiar dacă nu-ți place. Știați că papilele gustative a omului, mai ales când suntem mici, dar de fapt de-a lungul vieții, sunt într-un proces continuu de moarte și renaștere. De aceea, dacă mănânci un lucru în mod repetat, chiar dacă nu-ți place inițial, în timp ajunge să fie plăcut pentru tine. Nu doar că creierul tău începe să gândească că-i plăcut, ci realmente organismul tău se restructurează în așa fel încât acel lucru care era dezgustător pentru papila ta gustativă devine o delicatesă. Așa funcționează organismul. Ele mor și se renasc, mor și se renasc. La început, când suntem copii, asta se întâmplă foarte, foarte des. Cu cât creștem și suntem adulți, se întâmplă mult mai rar. De aceea, la un adult, să-i schimb gusturile este foarte greu. La un copil nu este greu. Lumea zice, știi, la copii le plac dulciurile și le place sucul și așa, asta e o minciună. La copii le place ce ai învățat să-i placă. Și apropo, dacă nu le mai dai, într-un timp foarte scurt, procesul acesta al organismului, în mod natural, își ia curs și într-un timp foarte scurt, el nu mai știe că nu-i bun brocoli sau că nu-i bun spanac. A, că la început trebuie să-i bagi în gură și să-l faci să mestece, să înghită și copilul o să zică, dar nu-mi place. Uite aici, Efeseni 1. Dar nu-mi place, frate, eu vreau telenovele. Bagă în gură, mestecă, înghite-i spre binele tău. Și organismul va digera și se va transforma și papilele acelea gustative care nu sunt sănătoase pentru că le-ai antrenat ca să le placă ce nu trebuie, mor și se dă naștere la alte papile gustative și dintr-o dată, wow! Fantastic! Ați citit Efeseni 1! Este mai fantastică decât orice film, orice roman, orice poezie, orice divertisment. Când ești copil, mănânci spanac, de exemplu, pentru că te obligă părinții. Când ești om mare, dacă ai avut părinți de treabă, părinți cu un pic de cap, mănânci spanac pentru că îți place. Ție îți place. Realmente de-abia aștept să mănânci o topală de spanac sau o salată de spanac sau cine știe ce lucru care când erai mic... Ziceai, cum să mă duc eu la vârsta lui ăla micu de acolo în spate și să stau 2 ore la biserică? Hai fi serios, are 7 ani, 8 ani, 9 ani. Cum să-i placă așa ceva? Dacă are părinți cu cap și dacă are părinți călăuziți de Dumnezeu, o să-l oblige să facă ceea ce nu-i place știind că în timp acel lucru care este benefic, care este sănătos, va fi și plăcut pentru el. Când eram copii, gândeam ca niște copii, dar dacă am avut beneficiu să avem părinți maturi, în credință cât și în trup, am fost obligați să facem anumite lucruri care acum le facem din plăcere. Nu ne place cuvântul? Chinuie-te. Nu ne place să venim la adunare? Strofoacă-te. Nu ne place ca să ne confruntăm cu aspectele negative din viața noastră? Obligă-te! Și acest proces, care este mai mult decât natural, care este supranatural, acest proces care prin cuvântul Domnului și prin Duhul Sfânt omoară papilele acestea gustative, mădularele acestea păcătoase din trupul tău și să dă renaștere la ele într-o formă nouă, într-o formă în care ele au alte gustări, alte porniri, alte dorințe. Va lua curs și în timp vei vedea că lucrurile care înainte erau dificile, acum tânjești și le dorești precum sunt cele mai bune lucruri. 2. Rugăciunea. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie îmbinat întotdeauna cu rugăciunea. Dar cred că avem o idee eronată despre rugăciune. Unii dintre noi au impresia că o viață de rugăciune este slabă pentru că ne rugăm prea puțin. Și este adevărat, în principiu cred că ne rugăm prea puțin.
Dar în realitate problema numărul unu a noastră nu este doar că ne rugăm puțin, ci este că ne rugăm mult și prost. Nu știm cum să ne rugăm și nu suntem dispuși ca să învățăm. Într-adevăr, rugăciunea are scopul de a ne transforma. Rugăciunea nu este, așa cum ziceam, doar scrisoarea noastră de cerințe către Dumnezeu. Rugăciunea este un proces prin care Duhul Sfânt ne transformă. Dar rugăciunea, la fel ca orice aspect spiritual, este dependentă de Cuvântul lui Dumnezeu pentru a ne transforma corespunzător cu Cuvântul. Dacă nu ne hrănim din Cuvânt, nu știm ce să ne rugăm. Avem nevoie să ne rugăm după voia lui Dumnezeu și să ne rugăm după Cuvântul lui Dumnezeu. Avem nevoie să ne rugăm Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că rugându-ne după voia Lui și rugându-ne din Cuvântul Său, vom fi transformați să fim ca acel Cuvânt. De ce nu se întâmplă nicio transformare prin rugăciune? Pentru că ne rugăm ce vrem noi și cum vrem noi. Și dacă tot ceea ce ne rugăm vine doar din noi, n-avem cum să ne transformăm. E nevoie ca viața noastră de rugăciune să fie ghidată, să fie călăuzită din ceva extern nou, din Cuvântul lui Dumnezeu. Avem nevoie să ne rugăm Cuvântul lui Dumnezeu. Bun, dar cum arată în mod practic? Foarte simplu. Iei un pasaj din Scriptură, îl citești, îl studiezi, înțelegi mesajul lui în mod real, nu mesajul lui pentru tine. Știi, eu... Ce înseamnă asta pentru mine? Nu. Ce înseamnă? Ce spune cuvântul? Îl aplici în viața ta prin rugăciune și practică. Adică ceea ce spune pasajul, îl aplici în viața ta. Te uiți la practica ta, la viața ta și zici ce trebuie schimbat în viața mea, ce trebuie transformat în viața mea. Și te duci cu acel cuvânt înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, am înțeles astăzi din cuvântul Tău următoarele lucruri și mă uit în viața mea și nu sunt aceste lucruri în viața mea și îți cer să lucrez aceste lucruri în viața mea. Și după aia repet zilnic. Alt pasaj, alt timp de citire, alt timp de meditare, alt timp de aplicare și de rugăciune și repeți zilnic. Altfel, dacă rugăciunile noastre sunt doar dorințele noastre, gândurile noastre, emoțiile noastre și nimic altceva, rugăciunile noastre nu ne vor face altceva decât să ne modeleze să fim mai mult, să fim mai mult precum deja suntem. Și să fim frustrați. Păi mă rog la Domnul pentru asta, de 10 ani și nu s-a întâmplat nimic. Dar cine ți-a spus că să te rogi la Domnul pentru aia 10 ani? Mă rog Domnului pentru dorința aia mea de 50 de ani și nu s-a întâmplat. Dar cine ți-a spus că dorința aceea e de la Domnul și că e bună? În schimb, atunci când ne rugăm prin Cuvântul lui Dumnezeu, din Cuvântul lui Dumnezeu, vom vedea că viața noastră este transformată de Duhul Sfânt. Viața noastră de rugăciune va fi un promotor care ne va transforma ca să fim noi mai mult ca și Cuvântul. Duhul, într-adevăr, lucrează întotdeauna legat cu adevărul. Dacă rugăciunea este flacăra vieții spirituale, Cuvântul este cu adevărat combustibilul care nu numai că dă mișcarea acei flacări, dar tot timpul este ca un foc care arde. Dacă nu pui lemn pe el, focul până la urmă se oprește. Rugăciunea este felul în care putem să înflăcărăm viața noastră spirituală, dar cuvântul este combustibilul care trebuie pus pe acel foc. Rugăciunea ne înflăcărează viața spirituală atunci când este alimentată cu combustibil corespunzător. Dacă, astfel spus, dacă în viața ta de rugăciune o alimentezi cu gunoaie, rezultatul nu va fi bun, va fi putoare. Dacă alimentezi cu lemn bun, uscat, din pădure care a stat, l-ai crepat, l-ai uscat, ai meditat asupra lui, din cuvântul Domnului, se face un foc mistuitor. Într-adevăr, rugăciunea este flacără, dar trebuie alimentată cu un combustibil corespunzător. 3. Sfințenie. Psalmistul spune că aceste aspecte din viața noastră spirituală sunt metodele prin care Dumnezeu ne conduce pe cărări drepte. Cum sunt cărările noastre?
De obicei, un sentiment de nesatisfacție în viața spirituală și, în general, un sentiment de nesatisfacție în viața noastră de zi cu zi este mai mult ca sigur datorită păcatului. Am fost creați și răscumpărați cu un scop și nu ne vom simți bine până nu trăim în concordanță cu acel scop. Am fost creați să trăim după legea lui Dumnezeu, să umblăm pe căile care El le-a trasat pentru noi și nu vom avea liniște în sufletul nostru până când nu trăim așa. Practic, ce e de făcut? Practic, trebuie să ne confruntăm viața noastră zilnic prin cuvânt, prin rugăciune, prin părtășie cu frații noștri, trebuie să ne verificăm viața și să vedem dacă suntem pe cărări drepte, dacă suntem după ceea ce a croit Dumnezeu în viața noastră. Fiecare dintre noi știm, la nivel elementar, știm dacă ne trăim viața așa cum Dumnezeu vrea să ne-o trăim. Știm dacă avem priorități corecte, știm dacă avem planuri corecte, știm dacă avem ambiții corecte. Și nu suntem dispuși să ne confruntăm viața noastră și să punem în fața ei o oglindă prin care să vedem realitatea și să spunem nu este bine cum sunt. Nu numai că nu este bine cum sunt în sensul că suntem toți depravați total. Frate, da, am înțeles, suntem păcătoși. Nu este bine ce facem, pentru că din inima noastră izvorăsc aceste lucruri și dacă nu le omorâm, dacă nu omorâm pornirile acestea păcătoase, ele ne vor omorâ pe noi. Cred că John Owen spunea că dacă nu omori în mod constant păcatul din viața ta, păcatul te va omorâ pe tine. Prin cuvânt, trebuie să ne uităm în cuvântul Domnului și să ne uităm în viața noastră și să vedem dacă ele corespund sau nu. Prin rugăciune, trebuie ca să mergem înaintea lui Dumnezeu și să-i cerem ca El să lucreze, ca să fim în conformitate cu cuvântul Său. Prin frații noștri, trebuie ca să lăsăm ca mădularele bine închegate să lucreze. Când a fost ultima dată când ai avut o discuție cu un frate din biserică? Ceva de genul, frate, uite ce vreau să știu eu. Ce bai cu mine? Ce vezi tu greșit la mine? Nici nu avem curajul ca să stăm de vorbă, să avem asemenea discuții. Să mă duc eu la fratele Avram și zic, frate Avram, sincer acum, unde am luat o razna? Unde nu-s ok în viața mea? Când e ultima dată când ai luat cuvântul lui Dumnezeu și după ce ai văzut ce te îndeamnă și ce îți poruncește, ți-ai pus în mod sincer întrebarea de ce nu sunt dispus ca aceste lucruri să devină realități în viața mea? Sau de ce nu fac ce spune? Am citit și am înțeles că îmi poruncește să fac asta, de ce nu fac? Avem impresia că dacă am citit și am înțeles, gata, am realizat tot. Dar Biblia spune că copiii lui Dumnezeu sunt nu doar cei care ascultă cuvântul lui, ci cei care împlinesc cuvântul lui. Nu avem nici curajul să ne confruntăm cu aceste realități, dar este necesar dacă vrem ca să ieșim din această stare în care sufletul nostru este apăsat, în care nu suntem satisfăcuți de plin în păstorul nostru. Când este ultima dată când l-ai rugat pe Dumnezeu să descopere toate abaterele care există în viața ta și pe calea pe care te afli? Care sunt abaterele care s-au introdus de la calea Lui? Îți ai fost vreodată întrebarea care este calea lui Dumnezeu pentru viața ta? Care este voia lui Dumnezeu pentru viața ta? Sau crezi că Dumnezeu nu are nicio intenție pentru viața ta? Nu are nicio pretenție de la viața ta și de la viața mea. Ți-ai pus întrebarea ce vrea Dumnezeu ca tu să faci cu familia ta? Ce vrea ca Dumnezeu ca tu să faci cu serviciul tău? Ce vrea ca Dumnezeu să faci în relațiile cu prietenii tăi? 4. Slava lui Dumnezeu. În final, o viață spirituală satisfăcătoare depinde de două elemente esențiale. În primul rând, o cunoaștere de sine reală.
Trebuie să te cunoști pe tine așa cum ești, să te uiți în lăuntrul tău, în lumina cuvântului, în lumina rugăciunii, în lumina fraților din jurul tău și să vezi ceea ce ești. Să te cunoști, să știi ceea ce-i bine și ceea ce-i rău, ceea ce a lucrat deja Dumnezeu în tine și ce mai trebuie lucrat. Dar mai important este o cunoaștere reală de Dumnezeu. Cu cât te cunoști mai bine pe tine, cu cât te confrunți cu propria ta stare în lumina cuvântului și cu cât îl cunoști pe Dumnezeu mai mult și privești țintă la slava Lui mai mult, cu atât vei fi transformat mai deplin. Cât gândul tău este îndreptat întotdeauna spre Dumnezeu și spre ceea ce este El și spre ceea ce ar trebui tu să devii în lumina ceea ce este El. Cu atât vei fi transformat din slavă în slavă, din glorie în glorie și trupul acesta în care suntem acum, deși va muri, trupul, sufletul nostru din lăuntru va fi glorificat într-un trup nou, pentru că treptat am fost sfințiți de cunoașterea Lui Dumnezeu, până când vom fi sfințiți de plin, când vom vedea față în față. Este important să pornești de la privirea lăuntrică și de la cunoașterea lăuntrică, pentru că este doar atunci când te uiți în lăuntrul tău și doar atunci când te cunoști cu adevărat, doar atunci când am privit în lăuntru, vom realiza că soluția nu este acolo. În mod ultim, vom privi spre Dumnezeu. Vom face ceea ce putem, vom face ceea ce suntem datori să facem prin cuvântul Lui, prin citirea cuvântului, prin studierea cuvântului, prin rugăciune, prin o viață trăită în sfințenie și vom privi spre Dumnezeu și vom aștepta ca El să lucreze. Surpriza va fi că dacă parcurgem aceste elemente care psalmistul ni le indică și ni le recomandă, dacă vom parcurge aceste elemente în viața noastră, dacă vom avea o viață plină de cuvântul Său, o viață plină de rugăciune după voia Lui, o viață trăită în sfințenie și o viață care se îndreaptă întotdeauna spre slava Lui Dumnezeu, vom constata că așteptarea noastră pentru Dumnezeu ca să lucreze s-a finalizat, pentru că El deja a lucrat. A lucrat prin cuvânt, prin rugăciune, prin frații noștri, prin biserică și prin Duhul Sfânt, care ne arată zilnic slava Lui în fața ochilor noștri. Așa că ce facem când Dumnezeu pare să nu fie suficient pentru noi? Ce facem când nu suntem pe deplin satisfăcuți cu viața noastră spirituală? Facem ce putem. Și Dumnezeu a lăsat multe unelte la îndemâna noastră să putem face ceva. Și privim țintă la Dumnezeu și așteptăm ca El să lucreze în viața noastră. Amin? Amin, amin, fraților.